Salutare, Neică! Salutare și frăție! Mersi, Neică! Ești un bărbat drept să-ți spui, nu că ești frizier, dar ești galant. Da, foarte galant. Ne-ai făcut și mie și prietenului mare bunătate. Amândoi o să-ți rămânem foarte recunoscători de cât ai făcut pentru noi. N-aveți de ce, îmi pare rău. Datoria se întâmplase la mine în casă. Hai, Dade, nu ce-i drept, e drept, Neică. Ai făcut mult pentru noi. Și care va să zică bibicul erai dumneata, ai? Bată-te să te bată. Vezi bine. Și Mangafaua nu era mie. Aș, Mangafaua era unchiul fetei, Pitrofiu. Bată-te să te bată. Și închipuiește-ți, Neică, Năică. Dacă te întâlneam azi dimineață când am venit întâi aici, îmi spuneai numai decât cum a devenit chestia de a înfășura borcanelile cu pomadă care le-a cumpărat de aici, de Dina, în ale două bilete și ne lămurea frate. Dar eu prost. Să nu-mi dea în gând să întreb măcar pe Didina. Biata Didina. Auzi, neata, și eu gândeam că e biletul Miții. S-a tras lotul. Acum l-am tras. Cine? Știu cine l-a câștigat. Iar eu, domnule, echipuiește-ți noroc. A murit Franco. Păcat. Rău îmi pare. Tăceți. Mi se pare că s-a oprit aici o birjă. Da. Două dame. Vin două dame. Două dame? Ce să caute la mine două dame? Două dame? Oh. Nu cumva. Ah, domnule Iancule, în sfârșit! Didina! Mița! Nu te ascunde, Dimiloiule! Gândeai că nu o să te prinzi ai, de când te pas gândești? Aici la Ploiești ai, în costum de bală ai? De azi dimineață, de când ai plecat de acasă, câte ceasuri sunt, știi? Îți spui eu acasă ce-a fost. Mițo, Mițo, îți spui acasă. Niciun cuvânt mai mult. Hai de acasă! Frate, a fost o încurcătură, înțelegi? Da, o încurcătură. Se înțelege că a fost o încurcătură, cum se întâmplă totdeauna în carnaval. Ei, tare carnavalului!